Mașina jandarmeriei aflată în misiune a căzut aproape cu totul într-un șanț de pe șoseaua Fundeni din București. Cei doi jandarmi care se aflau în auto special au ieșit pe geam. În zonă sunt lucrări pentru schimbarea unor țevi. Andreea Neacșu este la fața locului. Andreea, bun găsit! Cum a fost posibil incidentul? Bună ziua, Olivia! Incidentul s-a întâmplat în jurul orei 10 în această dimineață. Pe șoseaua Fundeni sunt lucrări de reparație ale unor țevi și este săpat un șanț de-a lungul întregii șosele, adânc de aproximativ un metru și lat de un metru și jumătate, ceea ce face ca partea carosabilă să fie mai îngustă și să se treacă de la două benzi la o singură bandă. Probabil acesta a fost motivul pentru care șoferul se afla cu roata extrem de aproape de marginea șanțului și a căzut pur și simplu aproape în totalitate mașina în șanț. Din fericire, din comunicatul jandarmeriei, nimeni nu a fost rănit. În schimb, oamenii care trec pe aici prin zonă și locuiesc în această zonă spun că este foarte periculos atât pentru pietoni cât și pentru șoferi, pentru că într-o secundă de neatenție poți cădea, deși sunt aceste benzi pe care le vedeți, care semnalizează acest șanț, nu pot opri un astfel de incident.